Din plan extern vine un mesaj halucinant al lui Donald Trump adresat oricărei țări NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate apărării. N-o să vă protejez. I-aș încuraja pe ruși să facă ce dracului vor. E de fapt recunoașterea șocantă a faptului că dacă va fi reales în funcția de președinte al Statelor Unite, nu va respecta articolul 5 din tratatul NATO. Liderii organizației nord-atlantice au reacționat imediat. La fel și Casa Albă, care a catalogat afirmațiile drept îngrozitoare și de-a dreptul demente. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. And everybody, you never saw more money pour in to Secretary General Stoltenberg. Well, I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said, all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in. Hundreds of billions of dollars came into NATO, and that's why they have money today, because of what I did. Comentăm cu generalul Dan Grecu declarațiile fostului președinte și prezumtiv candidat republican pentru 2024, afirmații descrise de către Casa Albă ca fiind de-a dreptul demente. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grecu, pentru că sunteți cu noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Sincer să fiu, mi-am pus centura de siguranță când am, nu acum, ci atunci când am citit prima dată despre discursul candidatului Trump. Trebuie să-l analizăm pe omul ăsta din trei perspective, din punctul meu de vedere. Donald Trump persoana, Donald Trump candidatul și Donald Trump președintele. Acum este Donald Trump candidatul care spune orice vrea ca să-și adune mai mulți susținători. Din păcate spune niște lucruri foarte, foarte zăpăcite care practic îl pun pe aceeași linie cu Putin, pentru că nu există absolut nicio diferență între ce spune Donald Trump vis-a-vis de respectarea articolului 5 a Tratatului Atlanticului de Nord și, de exemplu, ce face Putin vis-a-vis de acordul, memorandumul semnat împreună cu Statele Unite și Marea Britanie pentru protecția Ucrainei cu condiția retragerii armamentului nuclear, sau și mai mult cu tratatul de prietenie ruso-ucrainian semnat, cred că 97. Deci acest lucru este foarte periculos. Dar să-l considerăm deocamdată în campanie prezidențială, dânsul este un tip ca Putin, un tip care tratează totul ca o afacere. Anul trecut spunea că el rezolvă problema din Ucraina cu Putin până mâine, adică treaba, bă, cât vrei tu. Ia de acolo, că îți dau eu, că e de la mine, de parcă era de pe domeniul Trump. Da, n-are experiență politică, n-are experiență militare, exclus diplomația și se pare că nici măcar empatie și solidaritate. Îmi pare foarte rău pentru că personal, eu l-am simpatizat pe persoană fizică, să spun așa. E un pic așa mai zăpăcit, mai săritor, mai cu idei, cu glume, cu sarcasm, care îl face un bun om și este un bun orator. Drept dovadă, vedeți câtă lume îl aplaudă. Da, în contextul alegerilor prezidențiale din Statele Unite din toamnă, foarte multă lume găsește greu în a face un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta relația dintre Donald Trump și Vladimir Putin în acest context complicat geopolitic? Se fac avertismente din partea liderilor NATO că va urma o confruntare cu Rusia care va dura decenii întregi. Ar trebui să ne îngrijorăm sau nu în perspectiva alegerilor din America? Nu neapărat. Dacă este cu, nu numai cu șapca pe cap, dar și cu capul pe umăr, orice președinte american trebuie să înțeleagă că la acest moment are exact aceeași nevoie de Europa pe care Europa are nevoie de Statele Unite. Statele Unite nu sunt într-o situație formidabilă.
Nici noi nu suntem, noi Europa, vreau să spun, nu suntem într-o situație formidabilă. Nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere social, nici din, mai când vorbesc de social, mă gândesc la omogenitatea societății, la relațiile sociale. Ori nu o să-și găsească niciun caz aliați printre Kim sau Xi sau mai știu eu cine, Putin sau asta. Aliații va găsi tot în Europa Europa largă, pentru că acum nu mai poți să mai zici că Europa de Est sau Europa de Vest, ci în partea europeană, ca să spun așa, a Alianței Nord-Atlantice. Da, domnule general, secretarul general al NATO, domnul Stoltenberg, a reacționat desigur la aceste afirmații făcute de Donald Trump și a spus că orice sugestie că aliații nu se vor apăra reciproc subminează întreaga noastră securitate, inclusiv pe cea a Statelor Unite și expune pe soldații americani și europeni unui risc sporit. Despre riscuri se vorbește în ultima vreme, în contextul în care țările NATO și nu numai încearcă să-și consolideze apărarea și oficialii NATO spun să ne pregătim pentru o confruntare de decenii cu Federația Rusă. Cum anume credeți că va continua ceea ce se întâmplă în acest moment în Ucraina? Stați așa să lămurim cu confruntarea și după aceea ne mutăm în Ucraina. Confruntarea între vest și est, ca să spun așa, a existat de la finele al doilea război până în 1990, până după căderea zidului Berlinului, practic până la dezmembrarea Uniunii Sovietice. A fost în permanență. Federația Rusă a încercat să continue această confruntare, bineînțeles că nici Occidentul n-a stat liniștit la capitolul ăsta, a răspuns cu toate măsurile de rigoare. Ce va însemna pentru Ucraina? Pentru Ucraina este o situație grea. Ucraina luptă să-și păstreze teritoriul, acel teritoriu recunoscut, încă o spun, printr-un tratat de prietenie de către Federația Rusă în 97, cred că a fost, nu vreau să greșesc, dar 97 sau 98, recunoscut, deci pus, ștampilat, vorba aia, văzut tot. Dar va fi foarte greu. Ei luptă cu abnegație, au desfășoară tehnici, proceduri oarecum noi, dar fără un ajutor consistent din partea Occidentului larg, nu vor rezista, pentru că diferența de potențial militar și de resurse este net în favoarea Federației Ruse. Până acum au rezistat, pentru că fluxul de aprovizionare a funcționat cu Statele Unite, adevărat, în prim plan, dar și cu Uniunea Europeană, cel de-al doilea donator. În situația în care rămâne doar Uniunea Europeană, care din fericire a aprobat pe o perioadă de timp să continue acest ajutor, reușind să sară peste veto-ul vecinului nostru Victor Orban, dar dacă dispare ajutorul din partea Statelor Unite, va fi foarte greu, pentru că pe de o parte este vorba de ajutorul material și financiar, pe de altă parte, este și mai mult vorba despre ajutorul de poziție pe care Statele Unite l-au în lume. Deci acel ajutor diplomatic de influență pe sfera globală, care în siajul Statelor Unite se atrag mult mai multe state. Drept dovadă, donatorii, cei care se întâlnesc la Rammstein din când în când pentru a discuta despre doi donații despre Ungaria, sunt aproape dublu ca număr decât membrii statelor NATO. Ultima întrebare, domnule general, în contextul în care nu ar mai rezista Ucraina, nu ar mai beneficia de acest sprijin despre care vorbiți, să-l credem pe cuvânt pe Vladimir Putin, a declarat recent în acel celebru interviu acordat jurnalistului american că nu ar urma Polonia sau țările baltice? Teoretic da. Teoretic da, pentru că un atac împotriva unui stat membru NATO, inclusiv cu Trump president, înseamnă un atac împotriva întregii alianțe, iar răspunsul va fi de nivel alianță, indiferent ce spune Donald Trump. Deci va fi de nivel alianță. Ori Federația Rusă nu are capacitatea să ducă așa ceva. Dar Federația Rusă va continua în toată zona fosta Uniune Sovietică, zona de vecinătate și în special Moldova, Georgia, statele baltice,
Și posibil chiar Polonia, bine, posibil, clar și Polonia și România, dar la o intensitate poate mai redusă, să ducă acțiuni hibride, acțiuni de influențare a vieții politice, de influențare a stabilității sociale în aceste state. Dar la o ofensivă, în sensul ofensivă armată împotriva NATO, nu mă aștept cât trăiește Putin măcar. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.